Unele surse contemporane povestesc că Radu cel frumos, fratele lui Vlad Țepeș, ar fi fost păgân și un turc renegat. Se turcise, adică se convertise cumva la islam. Aceste surse dușmănoase voivodului l-au pus în aceeași oală cu fratele său, pe ideea că dacă unul dintre drăculeși este rău, tot ceilalți trebuie să fie muse ca el. Știindu-l protejat al sultanului, aceștia i-au pus pe seama alte calități negative pentru creștini, de care nu se încumetează să-l acuze pe Dracula, anume apostazia. Nu există nicio sursă din țările române care să o confirme. Primul voievod valac care s-a convertit la islam a fost Mihnea Turcitu, de acolo și porecla, adică stră nepotul lui Țepeș. Un voievod musulman era de neconceput pentru elitele conducătoare valahe. Deci, turcirea nu ar fi putut trece neobservată în cazul lui Radu. De ce mai cred mulți în convertire? Fiindcă imaginea lui Radu este contrastată puternic cu cea a fratelui său. Țepeș este arhetipul virilității, vitejiei și patriotismului, iar Radu, perfectul opus.